Dorește sufletul meu către Tine, Doamne, și știe că numai Tu poți să le odihnești pe cei osteniți și împovărați. Dar păcatul care a intrat în, ca un vierme până în măduva oaselor și prin el diavolul îl înfricoșează prin nălucirile morții, făcându-l să cadă în deznădejde. Ci Tu, Doamne, măcar de n-am făcut niciun lucru bun înaintea Ta, scoate armă și stai împotriva celor ce se oștesc asupra mea, ca să nu se bucure vrăjmașii de pe irea mea, ca să nu zică ei unde este Dumnezeul lui. Sufletul meu, Părinte, care se hrănește cu roșcoavele porcilor, dulce la gustare, simte lipsă de apa ce vie care curge în viață veșnică. Dorește să guste din izvorul Tău, care niciodată nu seacă și care are putere numai cu o picătură de apă să stingă toată văpaia iadului care fără milă înghite pe cei depărtați de Tine. Iată, iarăși stau înaintea Ta ca un osândit spre moarte, gol și lipsit de fapte bune și fără haină de nuntă, așteptând dreaptă Ta răsplătire pentru faptele mele și simt în trup și în suflet amărăciunea ghienei și mă spăimântesc de cele ce au să urmeze. Mă cutremur și mă nedumiresc de răspunsul ce-l voi da înaintea Ta, drepte judecătorului. Înfricoșătoare sunt cuvintele pe care le voi auzi. Luați de la el talentul și îl dați celui ce are 10 talanți. Prin marea Ta milostivire, m-ai vrednicit de marele și înfricoșatul har al preoției. Pe mine cel ce în toate zilele mă încurc în păcate și mă tăvălesc în patimile dezmierdărilor, ca intrând în Sfânta Sfinților să aduc darul și să săvârșesc jertfe pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, de care se cutremură toate puterile cerești și care doresc numai cu ochii privind să se îndulcească de Sfânta Liturghie. Însă, încurcându-mă cu cele lumești trecătoare, am necinstit darul Tău, Doamne, și de câte ori am datorie să săvârșesc cele sfinte, le săvârșesc cu mare nevrednicie, pentru că nimeni din cei legați cu poftele și desfătările trupești nu este vrednic să vină, să stea, să se slujească Ție, Împărate al Slavei. Ochii mei nu au lacrimi, Doamne, din pricina împietririi inimii, și chiar dacă ar izvorâ, nu ar fi în stare să stingă focul cel mistuitor care arde în mine. Sufletul meu însă plânge cu lacrimi, pe care numai Tu singur le vezi, și se mâhnește tânguindu-se și strigă către Tine, Făcătorul lui, așteptând slobozire. Și acum, Stăpâne, alăturându-mă cu dânsul, îndrăznesc a striga către Tine, încetează, stinge, potolește, iartă îndelung răbdătorule și mult milostive, Doamne. Pentru că Tu ai zis, dacă doi sau trei unindu-se ar cere ceva de la Tatăl, se va da lor. Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu între dânsii. Știu că ar fi mai bine să tac și să nu scot niciun cuvânt, pentru că știu că cele vrednice le primesc. Dar spre marea mea rușine, nici acestea nu le pot răbda. Și iarăși mă rog, milostivește-te, Doamne, spre păcătoșenia mea și mă izbăvește că au intrat ape până la sufletul meu. Pentru păcătoși ai venit, Doamne, deci mântuiește-mă. Nu aștept mai mult de la nimeni ajutor, Părinte, pentru că cei mai de aproape ai mei departe de mine au stătut. Și cei ce nădăjduiesc în oameni
se lipsesc de ajutorul tău. Aș vrea ca din toată inima să strig că și Cananianca, miluiește-mă, Doamne, fiica mea rău se îndrăcește. Eu însă n-am fiică, ci trup, care îndrăcindu-se, se pornește asupra sufletului. Acum, cugetând, mă gândesc și zic, Doamne, dacă acum fiind pe pământ și mai având vreme de pocăință și îndreptare, simt singurătate și părăsire de tine și de oameni și retrăiesc clipile tristeții pe care nu le pot reda în cuvinte, iartă-mă, Doamne, că spun așa, poate că asta încă-i puțin, dar atunci, în iad, cum va fi? Cum va fi atunci când pe vicii voi fi nevoit să beau din cupa deznădejdei care nu va avea sfârșit? Cum voi răbda tristețea care de mii de ori va fi mai mare și ce e mai groaznic, nesfârșită? Să am îndurare, Doamne, că spun așa, pentru că știu că creștinii se păzesc de a săvârși fapte rele nu din pricina iadului și a muncilor, ci din dragoste și recunoștința care o au pentru patimile cele înfricoșate pe care de bunăvoie le-ai răbdat și de frică ca să nu mâhnească pe un Dumnezeu, pe un Părinte atât de bun, atât de iubitor și atât de blând. Cât e de mărginită și săracă vorba mea, Doamne, încât nu pot să enumăr calitățile cele bune, deci știu că nimeni dintre muritori nu poate face.